Salutare tuturor! Trecem cu toții prin o perioadă destul de dificilă. Starea de izolare care trebuie să o păstrăm, de distanțare socială, ne obligă să nu interacționăm unii cu alții. Încă de la început, eu și membrii echipei noastre am stabilit să nu ne vedem sau să ne vedem cât de rar posibil, dar în special să nu filmăm acele materiale cu care v-am obișnuit, acele materiale de echipă. Automat, noi filmam, știți bine, mașinile voastre, majoritatea dintre ele care ni le puneați la dispoziție. Am luat decizia asta tot așa ca să nu vă chemăm, să nu vă punem pe drumul, să nu intrăm în contact prea mulți unii cu alții. Nu putem decât să vă mulțumim celor care încă ne scrieți. Și sunteți mulți cărora v-am rămas datori, pe care poate vă chemasem sau stabilisem că urmează să veniți să filmați cu noi. Ținem cont de toți, avem toate convorbirile cu voi. Când va trece chestia asta, vom continua în aceeași formulă, în aceeași locație și cu sprijinul vostru. Până atunci însă noi filmăm atât cât putem, pe unde putem. Încercăm acele live-uri, cumva ne autoizolăm de voi, de comunitatea noastră, dar și de fiecare dintre noi, de membrii echipei. Episodul de astăzi, am plecat de acasă, într-o localitate de lângă Craiova, am luat mașina din spatele meu de la poarta proprietarului, care mi-este un prieten, cu cheile în ea, am lăsat mașina mea în locul ăla. Am venit aici undeva în mijlocul naturii. O să vă spun multe lucruri despre mașina din spatele meu, pentru că cea din spatele meu mi-a aparținut acum 11 ani. Am cumpărat-o și a stat la mine pentru aproape un an. Este un Opel Vectra B. Dar ce trebuie să vă spun înainte de asta este că Opelul Vectra B este mașina despre care știu, să zicem, cele mai multe lucruri, pentru că înainte de a avea pe cea din spatele meu, am avut una identică, bine, cu câțiva ani mai veche, pe care am ținut-o fix 10 ani și vreo 250.000 de kilometri. Așadar, nu schimbați canalul, apăsați pe clopoțel, apăsați pe abonează-te și să vedem ce mai știe o Vectra B fabricată în 2001. Undeva în 1995, adică acum fix 25 de ani, Opel schimbă modelul de Vectra, prima generație numindu-se Vectra A, cu Vectra B. Așa cum ne-a obișnuit, la 3 generații, Opel schimbă și denumirea berlinei de clasă medie. Înainte de Vectra am avut Ascona, iar după Vectra avem Insignia, care în prezent este la a doua generație. Când va trece și a treia generație din Insignia, o să aflăm cum se va numi modelul de clasă medie de la Opel. Dar să ne întoarcem în timp. Îmi aduc aminte că eram la liceu și cred că era în 1996 când președintele României este Emil Constantinescu și vine într-o vizită de lucru la Craiova. Și pe vremea aia, de fapt pe mai multă vreme, SPP-ul a avut Opeluri, în special Vectra, în folosință. Și atunci am rămas văzând, cred că atunci, da, mai bine zis, da, atunci am văzut prima dată Vectra B. Am rămas uimit cum se deschide capota la mașina asta. Ia priviți acest exercițiu de design. Dacă era Lucică cu mine, ne spunea și cum îl cheamă pe designerul care a desenat modelele astea, pentru că este fiul, mi se pare, unui alt designer celebru. Da, o să ne lase în descrierea clipului. Mașina asta pe care o prezentăm astăzi, care a fost, așa cum v-am spus, a mea, este fabricată în 2001
și este o ediție OPC Line. Undeva pe la jumătatea anilor 90, cred, producătorii ăștia de automobile s-au prins că sportul adus în modelele de serie vinde. Și au început să mai coboare un șasiu, puțin cu un centimetru și ceva, să pună un volan, să zicem, sport pentru anii respectivi, niște scaune cu forme sportive, mai bine zis, cu forme care strâng șoferul ca într-o scoică. Bineînțeles, toate lucrurile astea au costat extra. Toate pachetele astea, după care și astăzi foarte mult sunt înnebuniți. S-Line-ul, M-Pachet, GT-Line, OPC-Line și toate line-urile astea, prin niște simple exerciții de design, care păcălesc cu ochiul și prin ceva proceduri mecanice, producătorii câștigă. Câștigă bine de pe urma acestui exercițiu. E logic că un șasiu coborât cu un centimetru, numai cu chiar și cu mai puțin de un centimetru, sau cu, nu vorbim de coborât de mai mulți centimetri, doar cu un centimetru mai jos, schimbă comportamentul dinamic al oricărei mașini. O face mai responsiv, așa, mai, să zicem, de curse, dar e departe o mașină de stradă, indiferent câtă tehnologie din asta special ar avea, să ajungă la performanțele unei mașini de curse. Niște discuri de frână puțin mai mari, niște jante automat mai mari și niște cauciucuri cu talonul scăzut. Schimbă performanțele astea dinamica mașinii. Oh, și cum chestia asta, așa cum am zis, vinde și prinde la public, toți producătorii au început să profite de ea. Aproape oricare are astăzi în prezent o echipare din asta sportivă. Unii chiar au câteva variante de... Dacă era Lucica aici, le spunea el. Nu le știu, pentru că nu mă interesează. Dacă mi-aș cere părerea personală, toate aceste artificii de a sportiviza o mașină obișnuită nu fac decât să-ți creezi o falsă plăcere în a conduce și de a-ți crea niște costuri în plus mai mari pe termen lung. Dar să ne întoarcem la mașina de astăzi. Ce mi-a plăcut la Opel tot timpul a fost că reușesc să facă mașini frumoase. Într-adevăr, în foarte multe probleme tehnice nu excelează, nu au niște super performanțe sau niște super, nu sunt un etalon al fiabilității. Însă, chiar și la acești ani, priviți această mașină. Mașina asta este o mașină frumoasă. Ca de altfel majoritatea modelelor Opel. Vectra B este prima berlină de clasă medie de la Opel cu suspensie spate independentă. Cred că și Vectra A a avut independentă pe spate, dar doar pe variantele cu tracțiune integrală. Pe Vectra B tracțiunea integrală nu mai este disponibilă. Am avut motoare de la 1.6, 1.8, 2 litri, 2.2, 2.5 și 2.6 benzină, cu 1.7, 2 litri și 2.2 diesel. Unele sunt împrumutate de pe la Isuzu, cele diesel, unele sunt producție Opel. Dar punctul forte al mecanicii nu este mecanica, adică mai bine zis, mecanica nu este punctul forte al Vectrei B. Pentru că, așa cum știți toții, este unul din modelele care majoritatea motorizorilor au avut probleme cu consumul de ulei. Cred că v-am mai spus în câteva episoade povestea cu cea pe care am avut-o eu, care a avut un motor de 1.6 și care din prima zi de când l-am luat-o a consumat ulei, cam un litru la 3.000 de kilometri. Efectiv, între schimburi mai puneai un schimb de ulei. După vreo 6 ani, 7 ani după ce am folosit-o, i-am făcut motorul segmentat, pistoane,
pistoane noi, segmenți, rectificat chiuleasa, cuzineți, tot ce se poate schimba într-un motor. A ieșit perfect, mergea super, s-a schimbat răspunsul, s-a schimbat sunetul, consumul de combustibil a scăzut și, surpriză, consumul de ulei a rămas același. Da, și-am schimbat și semeringurile la supape. Uitasem de ele. Cea de aici? Aceeași problemă de când am cumpărat-o și pe perioada cât a stat la mine. Consumul de ulei. Proprietarul actual i-a umblat și el în motor și zice că această problemă nu mai este atât de la vedere, adică consumul de ulei s-a redus mult, aproape fiind inexistent între schimburi. Și ceea ce văd la ea aici mă uimește pentru o mașină pe benzină. Dacă vă uitați, avem un eșapament curat. Sau atât de curat cât poate să fie la o mașină pe benzină. Generația asta. Vectrele astea B, facelift-ul, această generație, a doua generație, care apare la sfârșitul anilor 99-2000, sunt Euro 3. Pe actele de Germania ale celor din 2000-2001 apare scrisă norma de poluare Euro 3 und de 4. E, aceste mașini în România au fost considerate de către RAR-ul românesc Euro 4. Adică una din 2001 cu același cod de motor este Euro 3 und de 4, iese în România Euro 4. Una cu un an, doi mai veche, din 99 sau 2000, care este doar Euro 3, neavând acel D, und D pe cartea de Germania sau fiind de altă țară, aia va ieși Euro 3. Cu toate că, dacă studiem codurile de motor și ce ne spune Opel, respectiv GM, despre ele, motoare pe benzină Euro 3 la Opel ar fi cumva cam ca o struță cămilă. Nu mai au trecut și ceva ani de când am avut mașinile astea. Știu că în perioada cât au existat taxe și timbrul de mediu, erau tot felul de discuții cu înmatriculatul acestor mașini, cu normele euro care le aveau, cum ieșeau. Pot să spun doar că au fost probleme, au fost ciudate, două mașini identice, una o normă de poluare, alta normă de poluare, aceeași motorizare, poate câteva luni, maxim un an diferență între ele. Dar să revenim la tehnicele lui Opel. E o vorbă care spune că orice Opel ruginește prima dată în spate la aripi. Văd că exemplarul ăsta, bine, este și al unui pasionat care, să zicem, că doarme cu ea în sufragerie, că în dormitor doarme cu soția, nu are rugină sau cel puțin nu o are la vedere. Țin minte că când am cumpărat-o avea 120.000 de kilometri și acum cred că are vreo 200 și un pic de mii. Deci nu s-a mers foarte mult cu ea în 10 ani. Adică 80-90.000 de kilometri făcuți în 10 ani sunt relativ puțini și poate de asta se și păstrează atât de bine. Și o să o vedem și la interior. Dar hai să mai ne amintim așa, să mai mi-amintesc eu din problemele de mecanică ale acestei mașini. Suspensie spate independentă. Bucșele scârțâietoare. Un călcâi al lui Ahile al modelului ăsta. Mi-aduc aminte că le schimbam o dată pe an. 20-30 de mii de kilometri maxim. Puneam originale. Anul următor, iarăși le schimbam. Până într-un an, când n-am mai pus originale, am pus, cred că, Febi. Și le-am schimbat după 80.000 de kilometri. Aici mi s-a confirmat, atunci mi s-a confirmat că mitul piesă originală este mit. Ca alte defecte, tot pe componente ale suspensiei, bieletele antiruliu pe față, flanșele din capătul amortizoarelor, dar nu sunt frecvente, adică o mașină din asta pusă la punct, suspensia pusă la punct, duce aproape 100.000 de kilometri de România dacă nu este exploatată pe drumuri forestiere. O să-i cerem scuze cu ocazia asta proprietarului că am adus-o aici în decorul ăsta ca să fie filmată.
Aduc aminte că atunci când am cumpărat-o, avea becul la ABS aprins în bord. O problemă care cea dinainte, cea veche, nu o avusese. Am remediat-o cu încercând alte câteva module de ABS de la dezmembrări. Până la urmă am găsit unul fără problemă. Cele dinainte de facelift nu au aici distribuitor pentru bujii, au fișe în sine și un distribuitor atașat aici undeva. Generația asta are distribuitor pe un bloc, acel bloc electronic care dă curent la toate patru pistoanele odată. Și ăla l-am schimbat, pe vremea aia o grămadă de bani nou și numai original se găsea. Acum probabil că se găsesc pe o grămadă de producători. Ca orice Opel, alternatorul mai pune probleme. Racordurile la radiator și radiatoarele, dar deja sunt mulți ani peste componentele astea trecuți. Chiar dacă mașina nu are extraordinar de mulți kilometri, o piesă care are 18-19 ani nu mai poate să corespundă ca o piesă nouă, indiferent cât de bine a fost făcută. Mai aveam mici probleme și are în continuare, am văzut pe electronică. Vedeți, nivelul antigelului în vasul de răcire este la nivel, este corespunzător. Însă dacă ne vom muta în mașină și vom pune contactul, o să vedem că sistemul de informații al mașinii ne spune ceva. Brake light check. Este o verificare pe sistemul de frânare. Coolant level. Exact. Deci mașina consideră că nu are suficient antigel. Deși și wash fluid l-am văzut. Deși el este în vas, ați văzut, până la nivel. Mașina asta e făcută de pe vremea când domnii de la mediu nu puneau așa de multe bariere producătorilor auto, pentru că avem piele, nu leatherette sau cum se pronunță, cam pe toate bucățile scaunelor și banchetei. Și s-a păstrat destul de bine. Ia să vedem plafonul. Spre deosebire de concurența lui tot germană, nu avem un plafon dezlipit. Cred că Vectra s-a fabricat inclusiv în Brazilia drept Chevrolet. Nu mai vorbim de Anglia și de Vauxhall. Cred că și în Australia sub Holden. Și în încă câteva părți ale lumii, dar nu știu exact. Știu că cele din Europa sunt fabricate în Belgia și în Germania. Adică o mașină ca asta, un Vectra B, este o mașină fabricată în Germania de adevăratele. Cumva, rigurozitatea de atunci în construitul mașinilor și neimplicarea așa de mult a problemelor de mediu făceau ca mașinile rezultate să fie niște mașini calitative. Și cumva să se păstreze peste timp. Știți că aceste cauciucuri de la pedale au fost schimbate de mine și probabil că încă o dată și de proprietarul de acum. Avem aici o centură produsă de GM. Da, chiar mi-era dor să mă uit pe niște centuri pe unde mai sunt produse. Suntem la bord și eu nu stau într-o poziție foarte, foarte ok.
Și datorită faptului că mașina asta are aceste scaune, să zicem, sport, care sunt destul de înguste și joase, dar și faptului că, cumva, poziția de la volan a șoferului nu este ca dintr-o mașină din prezent. Cumva și faptul că o mașină de generația asta are alte norme, mai bine zis, corespunde unor norme euro, unor norme de accident euro în cap mult depășite, se simte cumva acest prag între generații, cumva. De exemplu, mașina asta nu are volan reglabil decât pe un unghi din ăsta, foarte, pe un fel de sus-jos, dar este un semi-sus-jos. Nu ai pe profunzime, adică este reglabil într-un arc de cerc, cumva, nu în două planuri. Trecem peste dotările gen climat, climatizare, scaune încălzite. Mi-au plăcut aceste suporturi sunt suporturi de pahare de cafea, pentru că o doză de Coca-Cola nu stă aici, observați. Avem comutatoarele pentru cele patru geamuri electrice amplasate în porțile schimbătorului de viteze, la fel ca la seria 3 din aceeași generație, care este contemporană cumva. Ce mi-a plăcut de-a lungul timpului la Opel și la Vectra și în prezent la Insignia este că Opel are cumva propria filozofie despre cum să meargă mașina lor. O Vectra, cum e asta, nu poate sta dinamic ca un Ford Mondeo sau ca un Peugeot 407. Nu este la fel de confortabilă ca un Renault Laguna. Nu este nici trainică și funcțională ca Passatul B5. Însă are și păstrează cevaul ăla care te face să-ți placă și cum merge, și cum se conduce, și cum te face să te simți în ea. Per total e o mașină de nota 6, maxim 7, cu un tren de rulare reglat ciudat, semi-elastic, semi-confortabil, iar asta cu roți mari și șasiul ăsta, încercarea asta de șasiu sport, este chiar periculoasă. Nu are ESP, nu are nici prea multe airbag-uri. Dar cu toate astea, la români a prins. A prins, cred că și la nemți, și la francezi. Sunt foarte multe exemplare. Încă funcționează, când erau în plină producție a generației astea, se vindeau ca pâinea caldă. Bineînțeles, fiind și mașini cu un preț competitiv de nou, să zicem. Dar are un ceva. Un acel ceva de mașină care să-ți placă. Mie mi-a plăcut atât de mult cea pe care am avut-o, încât, așa cum v-am spus, am cumpărat-o și pe asta, după 10 ani. Cumva dezamăgit, trecând de la una la cealaltă, mă așteptam ca să fie un mega salt de la un motor de 1.6 și 100 de cai, la unul de 1.8 și 125 de cai, de la un șasiu normal la un șasiu sport. Singura trecere vizibilă care s-a simțit și care a fost cea de la un consum de 8-9% în oraș la un consum, ia să vedem, mi aduc eu aminte bine, da, mi aduc aminte bine, aproape ceva ce mi s-a părut foarte frapant în anii ăia, adică pentru 25 de cai putere în plus să ai 2-3 litri la consum, ceea ce nu mi s-a părut ok. Am trăit cu ea nu foarte mult și am vândut-o.
Îmi aduc aminte de vremea când aveam prima Vectra și despre diversele intervenții pe la suspensii. Eu îi schimbam bucșe, bielete, ce nu-mi plăcea la ea periodic. Și un prieten mecanic mi-a spus într-o zi, bă, nu-i mai schimba acele bucșe scârțitoare de pe spate. Îți arăt eu cum le facem, le băgăm ulei cu siringa și sunt ca noi. Peste 3-4 luni iar îi bagi ulei cu siringa și iar scap de zgomote. N-am făcut lucrul ăsta niciodată. Dar este un sfat bun, un sfat să-mi săresc. Dacă vreți să vindeți o mașină și are probleme pe suspensii, pe bucșe, pe partea de articulații de la roți, dacă le veți gresa bine, pentru 50-102 de kilometri nu vor mai face acele zgomote. Nu pentru câteva luni, dar cât să vindeți mașina. Nu v-am spus eu pe asta. La cea pe care am avut-o și care a mers aproape 250.000 de kilometri cu ea, nu i-am schimbat, acum o să vă spun ce nu i-am schimbat. Rulmenții pe spate au rămas a ei, una dintre planetare a rămas a ei, injectoarele au rămas ale ei, compresorul de aer condiționat m-a lăsat și trebuia schimbat, dar nu l-am mai schimbat, am vândut-o așa. Nu am schimbat, nu m-a lăsat ambreiajul, partea de ambreiaj, foarte trainică, să zicem, pe partea asta, spre deosebire de multe mașini din prezent, care dacă ajungi la 150.000-200.000 de kilometri cu un ambreiaj, ești norocos. Și n-am menajat-o nici eu în perioada aia, totuși cerea mult de la un motor de 1.6, să zicem așa. Și mi-amintesc că eram exact în perioada asta, în aprilie 2006, când în Oltenia au avut loc acele mari inundații la Rast, în sudul județului, și trebuia să, n-am putut să lipsesc, să nu trec pe acolo. Și am trecut cu Vectra B, cu Johnny, prietenul meu, care o să vă confirme chestia asta în comentarii, cu ea prin apă, mașină pe benzină, cu apă până aici, el scoțând mâna pe geamul ușii din dreapta și mergând cu mâna prin apă ca la mare. Mașină pe benzină. Nu s-a udat nicio fișe, nu a tras apă pe admisie, nu s-a oprit. Pur și simplu am mers vreo 200 de metri prin Dunăre, care inundase drumul între Bistreț și Rast. Culmea, avem și o filmare de atunci. Dar nu mai știu unde este, că puteam să-l rugăm pe Cosmin să o atașeze clipului. Tot ca un minus la generația asta de Opel-uri și multe mașini din generația ei, BMW, Nissan, mașinile astea au frâna de mână pe niște saboți mici care sunt în interiorul discului de frână, în interiorul butucului aici. Datorită faptului că sunt mici, nu ai acces la ei ca să-i curăți periodic, să le mai faci vreun reglaj, neputând decât să reglezi frâna de mână din nuntru. Frâna de mână nu e foarte eficientă. De multe ori ai probleme cu ea iarna, se blochează cablul, îți rămâne blocată, dar poți să mergi cu ea cu spatele, rămâne blocată doar pe înainte. Nu e, adică e un sistem nepus la punct. Am avut problemele astea și la unul dintre Nissan-uri, exact același sistem și exact aceleași probleme, culmea, producători diferiți, filozofii diferite, probleme identice. Deși motoarele de pe Vectra B sunt majoritatea cu 16 supape, ceea ce automat înseamnă să se schimbe distribuția la maxim 100.000 de kilometri, distribuție însemnând tot kitul, curea, role, întinzător, pompă de apă, vă pot spune că am dus-o la 130.000. Și când am desfăcut să fie schimbate, nu erau, adică rolele au acel zgomot de uzură și întinzătorul când sunt la limită, iar cureaua nu era atât de îmbătrânită. Practic au fost kilometri
făcuți pe mașină cu ce a avut mașina pe ea. Nu schimbat de mine și reschimbat după 130.000. Așa pot să vă spun că m-a și lăsat de câteva ori. Însă fiindcă era o mașină și este o mașină care ținea cu casa, m-a lăsat de fiecare dată la poartă. De fiecare dată era vară și cald, de fiecare dată, adică de două ori, s-a ars pompa de benzină. Datorită și faptului că poate umblam cu benzină puțină în rezervor și pompele de benzină își fac răcirea prin faptul că stau scufundate în combustibil. Dar cei 10 ani, cred că am rămas cu ea de fix 4 ori. De două ori cu pompa de benzină, odată cu alternatorul, dar atunci mai puteam merge cu el, doar că mergea fără să încarce, și odată când i-am rupt planetara. Adică ca o rata a defectabilității, 4 defecte care să facă mașina nefuncțională în 10 ani și 250.000 de kilometri, eu zic că e destul de bine. Astea fiind spuse, Opelurile rămân printre mașinile cele mai îndrăgite de noi românii, cele mai cunoscute ca parte de service. Se găsește pentru ele orice, chit că este Vectra B, chit că este Insignia, și nou, și din dezmembrări. Mecanicii le-au învățat. Pot să vă spun, cumpărați Opeluri. Iar pe noi ne veți revedea în formula completă și în formatul care v-am obișnuit după ce va trece această nebunie. Până atunci, bye bye!